Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun venit la Festivalul Folcloric Internațional Datin și Obiceiuri de Iarnă, ediție jubiliară cu numărul 50. Sunteți foarte mulți, mă bucur că suntem astăzi din nou împreună, într-un festival, iată, care a ajuns la o ediție foarte frumoasă și care cu siguranță o să vă încânte și astăzi. Evenimentele care s-au întâmplat în ultima vreme în jurul nostru ne arată că trebuie să cătăm cu ochii la tradiție, la valorile noastre autentice, astfel încât noi să ne bucurăm și să fim mândri că suntem români și putem sta cu fruntea sus în rândul celorlalți parteneri ai noștri. La mulți ani! Ne-au adus astăzi împreună Consiliul Județean Iași, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Primăria Iași. Le mulțumim! Și cu voia dumneavoastră, partenerii acestui frumos eveniment, e vorba despre TVR Iași. Vă salut și eu împreună cu ei mei colegi. Bună ziua! Și colegii noștri de la Radio Iași. E normal să avem și niște gazde, dragi prieteni, tocmai de aceea am să-l invit în aplauzele dumneavoastră în scenă pe cel care este sufletul acestei manifestări, profesorul Adrian Ardelean. Bună ziua, bine ați venit la acest eveniment important. Și de aceea v-aș ruga frumos să-mi permiteți în aplauze dumneavoastră să invit pe domnul prefect al județului Iași, Marian Șerbescu, pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, Romeo Olteanu, și pe domnul profesor universitar, dr. Iohaș Șivotaru, președintele jurului și o distinsă personalitate a culturii ieșene. Felicitări și celor din administrația publică locală, primar, viceprimar, pentru că nu e ușor să ții o astfel de formație. Toată lumea se fălește în această perioadă și spune, uite, mergem la festivaluri, la spectacole, la televiziuni, dar să-i ții aproape un an de zile e destul de greu. Ați văzut și ce se va întâmpla astăzi pe scenă. Avem într-adevăr un festival folcloric internațional. Vom avea și colinde și datin și obiceiuri de iarnă, dragi prieteni, dar cu atât mai frumos va fi întâlnirea noastră de astăzi. Vor veni în fața dumneavoastră Alaiu Plugușorul cu felinar din Tătăruș, județul Iași. Acest obicei, puteți să-i aplaudați, haideți mai aproape, domnilor. Acest obicei este specific zonei unde regăsim un vechi text de plugușor, cules de Alexandru Vasiliu Tătăruș. Alaiu de Urător este alcătuit din 10 membri și participă cu succes la diferite festivaluri folclorice din țară, fiind foarte apreciat pentru acuratețea textului și calitatea interpretării. Vizionare plăcută! Aho, aho! Am venit să vă urăm! Cred că nu vă supărăm! C-o trecut un an de zile și-o venit Sfântul Vasile, că noi suntem români, plugari, cu suman și cu ițari, cu cașula pe oreace, îi puță după moda viace. Trageți brazi de mari și miși, cum li place la voiniși, peste deal și peste voi. Ia veniți și voi, flăcăi, și sunați din zurgălăi și pocniți din ghișe, bă! S-a sculat jupânul gazdă într-o sfântă joi, cu flăcăi amândoi. Apă din galeat o luat, de oci negri s-o spalat, în graj el s-o bagat. O scos un cal graur, de-n luna lui Faur, cu poscoave de argint, și prin tine la pământ, cușma în cap și-o înghesat, de la târghe l-o plecat.
o cumpăra 12 și oi și șer, că 12 de oțel. Acasă s-au întors și-au înșiripat un plugușor, tare sprintin și ușor, cu plazul dimolit, cu grindeiul zugravit. Ia mai demna slăcai să răsune muncii, vai mă! Și s-a dus la arat, la mărul rotat, la părul scuturat, și-o arat de-amnează în sară, un capăt de țară, și-o agăța plugul într-un os de râmă, și-l-o fac unu-mă aparâmă, și-o pus plugul sub pareache, și poi o da la iarbă verde, și flacăi în sat la piate. Dar șupânul gazdă, demnila plugului, s-o dus la Ilie țiganu și bate bine cu șocanul. Cu șocanul șocanea, cu pcil al pcilea și-n brazdă-l punea. Ara, ara, brazdă neagră rasturna, griu roșu samana, griu de vară cu nagară, la sară până-n sară, griu mărunt de anăut, o dat domnul s-o facut, în cica vrabgea, în bob cât mazărea. Ia băi demnați, plecai ca la tătăruș la luai, bă! Cioca boca la fereastră, într-o joie dimineață, seșile erau gata, iar nepotul cel mai mare trântea snopul cel mai mic, iar nepotul cel mai mic trântea snopul cel mai mare, iar babilii patrinii cu seșerile în mâini pașeau niște znopci ca niște plopci, o claie cât o hodobaie de împlea fața de arii. Dar unii să faci aria, s-o facem mijlocul câmpului, în jeliștea vântului, că acolo-i drag voinicului. S-o adus 12 și juncani până la genunchi cu sârm, cu pcișoarele trăiera, cu cozile felezuie, cu nările vânt trajea, cu uriecile în sac pune. Ia mai demnă tăcăi să răsune muncii, măi, mă! S-au carcat 12 și de cari mocanești, s-au dus la moare la Ivanești, dar n-au mașinat la moare la Ivanești, o mașinat la moare la sfarmă ceatră, s-au mai mașinat odată, dar moara nu era acasă, era pișea costișă, paștea frunze de brândușă și-i metreșea și de tusă, paștea frunze de alior și-i metreșea și de dor, paștea frunze de capșuni, adevăr că nu-s minșuni, iar morarul-i meșter mare și dea-n vatra focului și-și uscau obcelile și-și paducea izmenile cu luleaua în dinți, cu picioare și crușiți, mușii curge, luleaua-i stânge și el de șudă plânge. O luat o scașiță cu vocâții vata riță și-o luat o pișea costișă, tu-tu-tu și na-na-na, cu stânga ne-o apuca, cu dreapta ne-o scarcina și-o dat cu o pană de găină și-o așazat-o pe faină. Când sacul înțapuș în sacul, rațoii înjugau boii cu rasteile de marari, ca la boierii și ei mari. Ia băi demnă, slăcăi, ca la tătăruș la noi, bă! Slugă, slugă, sluguliță, ieși afară, te-ai suit pișeutori, vezi vin carii de la mori. Mamă, mamă, cred că vin, că aud carii scârțăin, și flacăi ce uin, cu conița din divan, numai roci și-n tulpan, s-o dus din casă în casă, până la anoule acasă, s-o scos sâtă deasă, de la mumă s-a de acasă, s-o făcut un primos, foarte mândru și frumos, ca și fața lui Hristos, să fie ușor discos, la flacăi de folos. Ia mă îndemnați, plecai să răsune muncii, măi, mă!
Dar noi n-am urat pentru primos, foarte mândru și frumos. Am urat să ne dați doi banuți de aur, că ni s-a rupt plugul luna lui Faur. Dar dacă așii și nașii, om pune plugul sub pariate și boionda la iarbă verde și flacăi în sat la fiate. De urat am mai urat, dar ni teme că o însara și n-avem juguri la matale. Că numai unul am avut și la crâșmă l-am băut. Bosuioc batut în masă, rămâi gazdă sănătoasă. Bosuioc batut în nuc, rămâi gazdă eu mă duc. Opriți plungul, măi, placăi! Aho! La anul și la mulți ani! Plecăm din Tătăruș și ajungem la colindătorii din Monor, Bistrița Năsăud. Ansamblul folcloric Baltagu din Monor a fost înființat în 1962. S-a impus la nivel național prin frumusețea costumelor și autenticitatea repertoriului de cântece și dansuri populare tradiționale. În preajma sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, membrii ansamblului se constituie în cete de colindători, însoțiți de turca, o mască de capră specifică zonei. Primiți colindătorii din Monor! Yeah!
să te faci cu băie bună, cu o mândră de colindă din aficionașul și băiatile noastre, care cum îl puteau spugări. Dacă s-a greșit ceva, să se greșească rălile pistani și o întreime bine și mai vergiți. Lucrarea sau torcători, dați-mi nume! Măriuca! La Măriuca e foarte înaltă, rumineală, orice zdeni! Dimineața e s-a sculat! Plugului,
ciup în straița pruncului. E ni da, e nu ni da, alta noi ți-o-n colinda. Voie bună și-o colindă, și-o încârnați, le ia de grindă. Și cine era de lega, drept în gură ia țica. Dă și gazdă sănătos, să cobor purșelul jos. Și butoiul după masă, și apoi să te duci acasă. Scris-o Domnul, ce-o mai scris-o, scris-o d'albă mănăstire, pe trei stâlpuri de tămâie, Domnului Domnului.
Plecăm în călătoria noastră, dragi prieteni, mai departe. Alaiurile căiuții și berbecii din fântânele. Jocul căiuților este un obicei vechi întâlnit la fântânele, devenind în timp o emblemă pentru această zonă a județului Iași. Ei sunt pregătiți? Primiți cu alaiul! Haideți să-i aplaudăm! Bună seara, gospodar! Gospodar și gospodine! Da, uitați-vă la mine! Cât de tare am alergat! Cât de tare am sudat! Noi dacă nu alergam, berbecuții nu aveam! Ia uitați-vă la noi, măi nene! Că venim din fântânele! Cu berbeci jucăuși! Dă cu capul spre mătuși! Cu berbeci dansatori! Dă cu capul trecător! Topăscând spre locul umbros! La copacul rămuros! O, cazul berbeci jos! Băi, ciobane, ciobănaș! Ce-ai făcut cu berbeci la păscut? N-am făcut nimic, stăpâne! Întrebați pe cine-ați vrea dacă le-am făcut ceva! Le-am luat sânge de la cap, de la picioare și de-n venele ce-i doare! Și acum ce-ai vrea? Să mă duc în lume, să le dau eu zile bune! Să te duci, să te duci! Ba n-am să mă duc! Cât îmi dai ca să-i descând, să ridic de la pământ coarnele pe jumătate. Lasă-mă încolo cu totul, mie îmi dai pielea și botul. Din piele să-mi fac lătungă, că mă vezi că nu am glugă. Iar din bot să-mi fac cimpoi, să mai cânt oina la oi. Hai noroc și iar noroc, ce-am vorbit nu mai întorc. Fixabea în pământ și mă întorc ca să-i descând. Măi Gică, măi Valerică, măi Georgică și Petrică, ochii vi s-au împânjenit, urechile vi s-au blegit, voi tare v-ați îmbolnăvit. Măi, poate v-a mușcat vreun șarpe chior ce trec prin voi, fiori. Măi, poate ați mâncat coarne tari de la fete mari din buzunar. Măi, poate v-a descântat baba cea din capul satului, că cea descânta al dracului. Foaie verde de Hurmuz, s-ar berbeci drept în sus. Și la stânga fac o roată. De trei ori pe lângă vatră. La vatra cu trei carbuni. Fac petele rugăciuni. Seara și dimineața. Să se poată mărita. Cine dracule mai lua? Că-s bătrâne ca mama. Că nici mama nu-i bătrână. Că mai are un dinte în gură. Ori e dintea, ori măsea. Că-i prinsă în lopățea. Și acum cu capul sus. Berbecuții s-au tot dus spre comuna Fântânele, că de acolo vine ei, nene. Vă mulțumim frumos, sărbători fericite! We'll be right back.
Călătorim mai departe, dragi prieteni, mergem de această dată în Ucraina. Festivalul Internațional de Datin și Obicei de Iarnă ne face cunoștință cu grupul de colindători Țărâncuța din Marșinț, Cernăuț, Ucraina. Grupul a fost înființat în 2011 la inițiativa doamnelor Sofia Roșca și Aurelia Bordian din satul Marșinț. Grupul este compus din persoane iubitoare de folclor din satul Marșinț, iar repertoriul cuprinde peste 60 de cântece populare românești, culese de la bătrânii satului și din împrejurimi. Deși este un grup înființat recent, se bucură de popularitate în Bucovina, fiind laureat la mai multe festivaluri din Ucraina, România și Republica Moldova. Pentru tot întreg popor, bucurați-vă și vă veseliți și la alții să vestiți de așa minune mare, cum nu s-a mai văzut sub soare. Vă felicităm frumos cu nașterea lui Iisus Hristos și cu anul care vine să vă aducă numai bine. Vă dorim să aveți de toate, dar mai multă sănătate și o mare împlinire. Dumnezeu cu voi să fie! Frunzișoare de de mirosul florii.
ceața poamelor, după estea, după toate, după estea, după toate, dă-vă Domnul sănătate, dă-vă Domnul sănătate. Ascultați voi ce dormiți, florile talbe, îngerii să-i auziți, florile talbe, cum vă cântă de frumos, florile talbe, de nașterea lui Hristos, florile talbe, cum vă cântă de frumos, florile d'albe, de nașterea lui Hristos, florile d'albe, florile d'albe. Auziți un glas de sus, florile d'albe, astăzi s-a născut Iisus, florile d'albe. Îngerii cu graiul lor, florile d'albe, vă vestesc mântuitor, florile d'albe. Îngerii cu graiul lor, florile d'albe, vă vestesc mântuitor, florile d'albe, florile d'albe. Ei vă îndeamnă fericiți, florile d'albe, pe Mesia să-l primiți, florile d'albe. Cu păsori să-l căutați, florile d'albe, inima să-l lași să-i dați, florile d'albe. Cu păsori să-l căutați, florile d'albe, inima să-l lași să-i dați, florile d'albe, florile d'albe. Și cu magii să cinstiți florile d'albe, slava lui s-o dobândiți, florile d'albe. Mântuirea s-o aflați, florile d'albe, cu ea să vă bucurați, florile d'albe. Mântuirea s-o aflați, florile d'albe, cu ea să vă bucurați, florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe. De colindat v-am mai colinda, dar tare ne temem că ne-or străga Domnul Levcic și cu Adrianu și nu ne-or invita la anul. De aceea vă zicem la revedere, să vă dea Domnul pace, sănătate, pace în țară, pace în familie și toate cele bune. Vom vedea Alaiul Cerbul din Pârcovaci, Hârlău, județul Iași, care s-a înființat în anul 1975 sub conducerea instructorului Ion Ciobanu, prin a cărui străduință s-au adus pe scenă o parte din datinile și obiceiurile de iarnă din zonă. Aho, ho, ho! Bună seara la fereastră! Cinstiți gospodari din casă, gospodari și gospodine, și voi, domnișoare fine, ce sunteți mai mici ca mine, cu vreo 2-3 ani de zile, dați-vă lângă fereastră să ascultați urarea noastră, dați-vă și lângă mine să vezi brazda merge bine. La urechii clopoței, peste munți și peste văi, ia mai îndemnați flăcăi! Hei, hei! Ia că a trecut un an, de când am urat la geam și-am pus mâna pe talancă și-am înjugat un bou și o vacă
și-am pornit prin sat așa, poate-mi câștiga ceva. Chilipiri, măi frățioare, de colaci și de parale, și de țuică și de vin, pe picioare abia mă țin. La urechii peri și un creț, mă mălic în cupureț, dați-i gură, măi băieți! Hei, hei! Băi, dar sunteți babi sau flăcăi? Mai strigați odată, hei! Iar acum, la încheiere, precum datina ne-o cere, vă urăm la fiecare, de la mic până la mare, sănătate, viață lungă, bătrânețea să n-ajungă, mereu tineri voi să fiți și la anul să ne primiți. Vă urăm cum se cuvine, sănătate și mult bine. Opriți plugul, măi, flăcăi! Aho! La anul și la mulți ani! Șauleu, frate Ioane, și cu domnul capitane cerbușorul nostru moare. Păi n-am un pai să-mi dau în cap să văd cerbul discântat, ca sare l-a cumpărat într-un sat. Băi, am învârte ochii odată, roate, și vine la bulibaș îndată. Să vezi cum stau dușmanii cu cuțite și topoare, să ții capul și așele două coarne. Păi decât s-ar lua ții capul și așele două coarne, să le iei pe un ursar, dracu. Băi, stelică băițel, vin în coașe, frumușel. Băi, poate te-o ochet fetele de casă care sunt înalte și frumoase. Sau poate te-o ochet fetele de la Iași și ți-o făcut cu ulciorul mâncața și o ții botișorul. Băi, sau poate cele din Deleni care sunt zernate cu strujeni și varate cu tărâțele curgochii ca la mâță. Băi, te-am adus din Codru Verde, te-am adus în Iași la fete. Și-am zis verde și-o urzică ursărească, să ne-o zică.
Să-ți duc verdișoala lea, ursărea scala, podea! Și-am zis verde iarbă grasă să-și joace fata de casă. Stai. Thank you.
Ansamblu Flor de Maramureș și grupul Coconii Izei din Strâmtura, Maramureș.
momente frumoase aici la Iași, la cea de-a 50-a ediție a Festivalului Folcloric Internațional de datini și obiceiuri de iarnă. Și asta ne arată de unde venim și cine suntem. Să nu uităm. Grupul vocal Țărâncuța a luat ființă în anul 1979, în satul Budeș, comuna Mogoșești, județul Iași. La început, femeile cântau la așezători și mai apoi la hramurile bisericești și zilele comunei. Au obținut mai multe premii la festivaluri din țară, remarcându-se prin repertoriu tradițional specific zonei. De mai bine de 15 ani, grupul participă la festivalul folcloric Datin și obicei de iarnă de la Iași, cu un bogat repertoriu de colinde. Ca pomii să-nfloriți,
Noapte scumpă ca aceasta, nu urăm pentru colaci, nu înghețăm pentru pitraci, ci păstrăm de prinderi bune, de pe vremile străbune. Alaiu de Căiuți din Mihoreni, Cernăuți, Ucraina, s-a înființat în 1995 la inițiativa unui grup de tineri condus de Gheorghe Plantus. Costumele și măștile sunt confecționate de tinerii din sat, fiind mândri de promovarea tradițiile de anul nou din zona folclorică Herța. Bună ziua, bună ziua, poftim, de mult vă așteptam. Priniți urătorii și căiuții? Primim, primim, că avem bine. Fete mari. Dar cum? Vă așteptam cu nerăbdare. Muzica
Bună seara, gospodari, v-a venit din nou plugari. Seara lui Vasile Sfântul să vă arăm pământul. Ia-mi puneți lampa în fereastră și ascultați orarea noastră, că suntem din Mihoreni și am venit cu boureni. Din tot satul cât un bou să arăm de anul nou. Și am umblat din casă în casă pe la fetele frumoase, pe la tinerii bătrâni. Trageți roata, măi români, mânați, măi! Vom ura la toți pe rând, de la tânăr la bătrân, de la cel cu barbă deasă până la cel mai mic din fașă, de la cel cu sapă în spate până la cel cu studii înalte. Iar mai îndemnați flăcăi și încă o dată, haida, măi, mânați, măi!
Dorogeasca, un cântec înainte. Marș, marș! Frumos, frumos, tare. Foarte frumos, vă așteptăm și la anul. Dar nu ne dansați fetele? Dansăm noi de asta și ne obosim, ca și nu le obosim fetele tare. Păi avem fete mari, mai poți să-l zăbăviși. Cine va găsi? Vă rugăm frumos. Sunt cu sărbătorile, călăraș din nouă linierii. 8-7, la dreapta! Cât doi în flanc la dreapta! Un cântic înainte, marș, marș! Și iar pierde distrușa! V-au plăcut? Veți vedea în cele ce urmează un moment foarte, foarte frumos. Grupul de colindători, Glasul Străbunilor, Tulcea, înființat cu aproape 30 de ani în urmă, fiind format din bărbați cu vârste între 40 și 80 de ani.
Bună seara la fereastră, băi mari ca dumneavoastră, ne primiți să brindăm! Asta-i seara, seara-i mare, oile rund, alerul lui Doamne, asta-i seara lui ajun. Mâine-i ziua lui Crăciun, oile rund, alerul lui Doamne, când s-a născut Domn prea sfânt. Vă spun că își primenea răuile rău.
de cu bun mir se miluia. Vă șpântau că-și primele iară uile rundale lui Doamnele mai în jos de padului. Scapă și un sfânt Ionu uile rundale lui Doamnele se scălda și se îmbăia. Cu apa se și-am să fac ce-am mai făcut uile rundale lui Doamnele podurele în timpuri grele. De cretirași pe ele uile rundale lui Doamnele cât treceau ui munțul meu. Dar mai mult
să fie sănătos. La anul și la mulți ani. Yeah.